Tănase. Când spuneți interceptări, înseamnă că cineva a stat și i-a înregistrat. Din câte cunoaștem noi caracterul și personalitatea domnului Platon, noi înțelegem că asta este înregistrare făcută de el. Mai ales luând în considerare calitatea vocii lui versus calitatea cu care celui care vorbește. Deci este, asta este opinia mea. Luând în considerare și alte evenimente anterior, ne dăm seama că domnul Platon obișnuia, sper că acum nu obișnuiește, că nu are cum, dar obișnuia să registreze pe toți cei cu care el discuta. De aia nu pot să zic că este o interceptare, dar este o registrare făcută de domnul Platon pentru anumite scopuri pe care dumnealui tot timpul le urmărea, și anume de a obține nemeritat anumite beneficii sau de a șantaja unele persoane. Este regretabil că astfel de înregistrări apar, este regretabil că cineva le face și este regretabil că anumite televiziuni fac din astfel de înregistrări, își fac audiență. Dar în același timp, suntem o societate deschisă, vrem să știm toți mai multe. Această înregistrare a avut și un efect. Efectul este demisia cu regret a ministrului Justiției, dar viața continuă și ne mișcăm înainte. Dar este acesta un motiv pertinent pentru ca ministrul Justiției să-și dea demisia? Aici poate fi doar o interpretare personală. Eu tot acel sfârșit de săptămână am considerat, deși n-am avut ocazia să vorbesc cu domnul ministru al Justiției, am considerat că probabil discuția telefonică, chiar dacă amicală, nu a adus nimic riscuri care ar putea pune sub îndoială reputația, credibilitatea ministrului Justiției. În același timp, asta este decizia dumnealui de a-și da demisia. Eu personal regret, cum a declarat că regret mult și domnul prim-ministru Filip, dar în același timp viața continuă și fiecare trebuie să ne vedem de meseria sa și să continuăm mandatul pe care îl avem. Mulțumesc foarte mult! Anastasia Anceceanu, TV8. Din păcate, vă voi întreba și mai încolo despre Arena, dar avem un subiect în opinia noastră sau în opinia mea personală mult mai important, totuși un fapt împlinit. Totuși, în acea discuție s-a discutat despre furtul din sistemul bancar, despre inacțiunile statului, s-a menționat și numele domnului Plahotniuc, dar și altor politicieni. Cum comentați acest fapt? Nu putem trece cu vederea că nu a existat această discuție. Trec cu vederea, deoarece sunt speculații din partea unui acuzat și condamnat, din partea unei persoane care a făcut atâtea rele a multor state din regiune, falimentând companii, bănci, dând în judecată state, fictiv, pe dosare false, și Ucraina, și Republica Moldova, și Rusia, și alte state au suferit din urma acestei persoane. Republica Moldova a trecut printr-un scandal de proporții legat, pe lângă frauda bancară, dar și cel de spălare de bani. Spălare de bani peste 24 de miliarde de dolari. Și nu doar Republica Moldova, dar și foarte multe state altele au fost implicate în alte cifre, alte sume, care ne-a dus un prejudiciu mare și de imagine, dar ne-a dus și un prejudiciu mare ca și economie. Și din cauza asta, pur și simplu nu vreau să comentez unele aberații ale cuiva care are condamnare. Dar atunci era condamnat când a avut loc această discuție? Cunoașteți cu siguranță acest lucru? Era cu siguranță în urmărire. Eu, din câte am înțeles, când a fost făcută această registrare... Și există prezumția nevinovăției, respectiv. Este persoană care... Da, astăzi mă întrebați despre el, nu mă întrebați 3 ani în urmă. Astăzi mă întrebați despre domnul Platon, care este condamnat, acuzat încă pe foarte multe dosare și n-aș vrea să comentez declarațiile unui condamnat.